Doamnelor și domnilor, bun găsit, vă spun, la o nouă ediție a emisiunii Brașovul tău. Orașul nostru care are, desigur, și probleme, dincolo de viața aparent bună desfășurată în orașul de la Poalele Tâmpei, iată că angajații din diverse societăți au probleme de muncă și acestea fac parte din viața noastră de zi cu zi. Ele nu trebuie trecute cu vederea pentru că, în timp, neglijate, acestea au ajuns la forme de manifestare și de abuz extraordinare desfășurate mai ales în societăți de stat care aparțin fie de primăria Brașov, fie de Consiliul Local. Astăzi a avut loc un protest la primăria Brașov, desfășurat de concetățenii noștri de la Rial, motiv pentru care l-am invitat alături de noi pe domnul Mugurel Vladu, președinte al Sindicatului Liber al Salariaților din cadrul societății Rial. Bine ați venit, domnule Mugurel. Bună ziua și bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitația făcută. Da, v-am invitat pentru că, așa cum spuneam, Brașovul tău este și Brașovul problemelor pe care angajații le au în diverse societăți. Și mi se pare foarte trist faptul că dacă în mediul privat lucrurile funcționează oarecum, se pare că în aceste societăți sau întreprinderi sau instituții de stat, lucrurile au derapat foarte grav și cred că treaba asta nu poate să continue așa, iar protestul pe care dumneavoastră l-ați făcut astăzi este un prim semn și un prim pas în acest sens. Spun treaba asta pentru că ne referim la problemele de la Rial, la cele înregistrate la Teatrul Sica Alexandrescu, la cele de la societatea Tetcron. Iată, sunt doar câteva dintre societățile de stat unde lucrurile care se petrec împotriva angajaților sunt extrem de grave. Spuneți-ne în primul rând ce se întâmplă la Rial și ce va determina pe dumneavoastră să ajungeți până în această fază a protestelor. Noi astăzi am protestat la primăria municipiului Brașov din cauza faptului că directorul general al societății pe numele dumnei Chirilă Buga Elena hărțuiește și face presiuni constante asupra angajaților sub diverse forme. Ca și exemplu, anul trecut într-o ședință generală cu toți salariații societății, a spus în felul următor, pe lângă faptul că a făcut așa o selecție a oamenilor, cei din care sunt în sindicat, vă rog, în partea stângă, cei care nu sunteți în sindicat, vă rog, în partea dreaptă, cum să spun, ca pe vite i-a așezat așa de-a stânga-dreapta sălii de consiliu. Evident, la vremea respectivă, numărul salariaților care au și membrii de sindicat se ridica undeva la aproape 80% din numărul de angajați ai societății. În ședința respectivă, doamna director Buga, având o problemă cu sindicatul în sine, pentru că se pare că faptul că noi tot scoteam la iveală diverse ilegalități ale conducerii societății, dumneavoastră a considerat că trebuie să intre cu bocancii în activitatea sindicală noastră și, așezându-i pe colegi sub forma pe care v-am amintit-o mai devreme, a început să spună diverse lucruri, printre care și faptul că dacă oamenii mai continuă cu mine ca președinte, societatea Rial în 2 luni de zile ne garantează ea că se va duce în cap. Varianta a doua este să mă schimbe pe mine, adică, cum să spun, o imixtiune gravă asupra actului sindical. Un alt exemplu, tot în ședința respectivă, doamna director spunea în felul următor, zice, vă dau pe toți afară? În 6-8 luni de zile veți câștiga în instanțe, a doua zi vă reintegrez în societate că așa trebuie, dar ghiciți ce, vă dau afară pentru că pot. Din nou? Da, bineînțeles. Pentru că pot și pentru că nimeni nu îmi face nimic. O asemenea stil de abordare asupra oamenilor, vă dați seama că a adus oarecare intimidare asupra lor, a produs oarecare intimidare asupra lor, prin diverse metode ulterior a acționat asupra membrilor de sindicat
făcând presiunea lor să iasă din sindicat. Noi, ca sindicat, avem un document din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă Brașov, prin care ITM-ul recunoaște, adică a văzut imixtiunea în actul sindical, ne-a dat documentul prin care a constatat imixtiunea directorului general în actul sindical, document cu care mai departe, bineînțeles, să ne apărăm în continuare, am mers la parchetul de pe lângă judecătoria Brașov, unde am făcut și o plângere penală în sensul acesta, depunând toate documentele necesare să dovedim imixtiunea doamnei director general în actul sindical. Au fost ulterior alte ședințe în care permanent oamenii au fost hărțuiți, permanent oamenii au fost amenințați, dacă nu convine, vă rog frumos să vă dați demisiile. Acesta fiind un act pe care și l-ar fi dorit domnia sa, ca oamenii să plece, să fie aduși probabil alții, nu știm. Da? Iar protestul de astăzi vine și în urma unui ultim eveniment, în care RIAL-ul a preluat două lucrări de la Primăria Municipiului Brașov, două lucrări de ISU la granița 25 și 22, prin care se dorea modificarea, pe aceste lucrări, modificarea programului de lucru. Bineînțeles că conducerea societății a făcut un pact, un proces verbal cu conducerea grădiniței respective, numărul 25, în luna decembrie, a făcut un proces verbal, fără să se consulte cu noi, cu sindicatul, cu colegii, muncitorii, cu toții, adunându-ne să vedem cum facem, a luat decizia că va modifica programul. A făcut o primă tentativă de a dat o decizie trecând, substituindu-se în acest sens Consiliului de Administrație și modifică unilateral programul lucrătorilor de serviciu tehnic de la ora 8 la ora 16:30. Programul serviciului tehnic fiind cuprins în contractul colectiv de muncă, începând de la ora 17 la 15:30, dar de la 11:30 la ora 12 cu pauză de masă inclusă în acest program. Doamna director de unilateral modifică acest program prin decizie, repet, de la ora 8 la 16:30, obligând astfel lucrătorii la o jumătate de oră de muncă suplimentară fără acordul acestora. Ceea ce codul muncii interzice categorii. Orele suplimentare se fac, dar cu acordul angajatului. Am contestat decizia dumnei, pentru că dumnei ce a făcut? A dat această decizie și a ieșit repede în presă. Să spună că, dumne, oamenii nu vor să muncească, că nu vor să nimic. Evident că a trebuit să iau apărarea colegilor mei, să ies și eu în presă și să spun că această decizie este profund imorală, ilegală, da? Și că obligă oamenii să stea jumătate de oră peste program, ca și jumătate de oră suplimentară, fără acordul acestora. Decizia a dat-o vineri, luni m-am prezentat la sediul societății cu 2-3 colegi de noștri care urmeau să intre într-o comisie de disciplină, tocmai pe acest moment, motiv că nu respectau programul respectiv. Evident că aceste comisii de disciplină au fost anulate pentru că decizia doamnei director s-a anulat și ea a realizat că era un act total ilegal și imoral. Da? Și s-au anulat și aceste comisii de disciplină. Problema e că doamna director trece mai departe, da? Fără să-și asume și fără să poarte un dialog cu sindicatul, pentru că domnia sa are o problemă cu mine personal, da? Și nu... Cum să spun, Ca lider de sindicat, vă spun și cum mi-a spus, de exemplu, luni, după ultima discuție, zice, nu discut cu tine pentru că tu nu ai calificarea necesară să port o discuție cu tine. Zic, ok, mi-am văzut de treaba mea și am plecat mai departe, considerându-se, evident, net superioară mie, colegilor mei și așa mai departe. Venind cu aceste lucrări de ISU de la granița 25, că trebuie modificat programul de lucru al muncitorilor. Ok. Dumnezeu nu-și asumă nimic. Pune pe colegii mei să facă niște documente, să cheme sindicatul la discuții. M-am dus, m-am prezentat, bineînțeles, la discuții, în ideea de a rezolva această problemă, pentru că era și în interesul societății, era în interesul tuturor ca lucrările acestea să fie puse în operă, da? Să putem lucra, să putem încasa, să putem plăti salarii, să ne vedem de bunul mers al societății. Văzând solicitarea venită din partea colegilor și a societății, avizată de doamna director, am spus ok, facem un acord, da? Care are la bază un document emis de doamna director cu numărul 126 din 10 a 1 a 2024,
prin care dumneaei spune către Consiliul Local și către domnul primar Alen Coliban, zice că la pagina 4 undeva spune acolo că zice, domne, cu această ocazie, vorbind despre negocierea contractului colectiv de muncă, s-au acordat prime. Atenție, s-au acordat prime. Deschide paranteza și spune primă de Paște, primă de Crăciun, primă de vacanță, mai mult decât rezonabile, și închide paranteza. Bineînțeles că primele de Crăciun nu au fost acordate. Bineînțeles că 17 prime de vacanță nu au fost acordate, motivând că a intrat în vigoare legea 296 privind cheltuielile bugetare și așa mai departe. Dar având în vedere că a anunțat Consiliul Local, a anunțat primarul municipiului Brașov că a plătit aceste sume, noi în acord am spus, dom'le, dați-ne drepturile care decurg din contractul colectiv de muncă. Dați-ne primele de vacanță restante, dați-ne primele de Crăciun. Și nu am menționat așa cum dumneavoastră ați spus, pentru că am lăsat la latitudinea dumneavoastră, să fie plătite acele prime într-o perioadă de 10 zile calendaristice. Am cerut ca cei care lucrează sâmbătă să primească, conform legii, evident, 2 zile libere în timpul săptămânii în următoarele 30 de zile și cât un bon de masă pe fiecare zi de recuperare. Și, evident, după aia, încă o listă de solicitări, respectarea contractului colectiv de muncă, să se pună la dispoziție materialele necesare desfășurării în bune condiții a lucrărilor. De ce? Pentru că în decursul anului 2023 aceste materiale nu au fost puse la dispoziția lucrătorilor. De foarte multe ori au stat neavând ce să muncească, că nu aveau ce pune în operă, iar conducerea societății, prin onor doamna director general Chirilă Buga Elena, spune că oamenii ăștia sunt neproductivi. Păi, dacă tu, ca manager, nu pui la dispoziție tot ceea ce este necesar pentru ca cel care pune în operă materialele să aibă cu ce să lucreze, nu e vina oamenilor, să ne înțelegem. E vina ta pentru că nu știi să-ți manageriezi business-ul pe care îl conduci. Da? Și, evident, am mai cerut să se pună la dispoziție scule, echipamente individuale. De... Practic, nu ceream decât lucruri care au trecut în CCN, în contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel de unitate și în vigoare până în luna aprilie. N-am cerut luna de pe cer. Am solicitat drepturile care trebuia să... Bun. Conform contractului colectiv de muncă. Evident, conform contractului colectiv de muncă și conform adresei dumneei transmisă Consiliul Local și domnului primar Alen Coliban, prin care spunea că le-a plătit. Da? Ok, îi dau acest acord, mergem vorbim cu oamenii, oamenii semnează că sunt de acord cu cele ce erau specificate în acord și nu aveau nicio problemă de a munci, evident. Pentru că totdeauna se spune că oamenii de la Rial, muncitorii, nu vor să lucreze. Nimic mai fals. Oamenii chiar vor să muncească, dar să li se respecte drepturile, pentru că există niște drepturi asumate care trebuie respectate. Bun. Pun la dispoziție modelul de acord, pun la dispoziție lista anexă cu semnăturile colegilor din serviciu tehnic care au dispus să lucreze în programul solicitat, îți dau colegilor ca să meargă cu el la Rial, nu trec 20-30 de minute și primesc pe mail un document din care îmi spune că Rialul nu poate răspunde solicitării noastre, considerând din punctul dumneavoastră de vedere că solicitările noastre sunt nelegale, motiv pentru care se va duce la primăria municipiului Brașov și va cere rezilierea două contracte. Contractul cu grădinița 25, contractul cu grădinița 22. Două contracte destul de bune pentru societate, da? Nici nu trec bine câteva, nu știu, jumătate de oră, și apare în presă că oamenii nu vor să muncească, că în cazul ăsta se renunță la contracte, că vor fi dați afară 9 oameni. Deci noi aflăm din presă, ca sindicat, ca angajați ai societății, că oamenii vor fi dați afară din presă. Din societate. Vor fi dați afară din societate, o aflăm din presă. Aflați din presă. O aflăm din presă. Lucru impardonabil pentru un manager care se dorește a fi de partea societății. Da? Dar care, chiar dacă nu este, să zicem, poate el, managerul, are alte interese, dar el trebuie să cunoască legea și trebuie să știe că nu poate face disponibilizări fără ca acestea să fie anunțate, să fie negociate cu sindicatele, nu? Exact. Fără a avea o decizie în spatea unui Consiliu de Administrație, să nu uităm, pentru că doamna director general Chirilă Buga Elena este un factor executiv. Conducerea societății este făcută, organizată de către Consiliul de Administrație.
Nu poți ca director executiv să te apuci să emiți niște decizii fără să ai în spate un consiliu de administrație. Da? Și atunci, tot meeting-ul acesta pe care noi l-am organizat astăzi este tocmai împotriva acestor abuzuri și vă spun mai departe ce s-a întâmplat cu acel acord. Luni am protestat iar în fața primăriei, legal evident, pentru că am înștiințat primăria de toate acțiunile noastre, am înștiințat jandarmeria, am înștiințat și poliția municipiului Brașov de acte de protestele pe care urmează să le facem. Iar după protestul de luni, doamna director, ajungând la societatea Real cu colegii mei, doamna director, ce să vezi, emite decizii de încetarea contractului individual de muncă a 8 colegi de-ai mei. Iar niște decizii date peste un consiliu de administrație. E adevărat că la momentul de față consiliul de administrație Real funcționează în 2 membri, deoarece al treilea și-a dat demisia acum ceva vreme în urmă, nu poate lua decizii, dar pe OG 109, pe guvernanța corporatistă, AGA poate decide, pot să intervină în situația aceasta. Deci trebuia să meargă conștiințare către Consiliul de Administrație, către AGA, să motiveze, domne, situația economică financiară a societății este dezastruoasă, chiar dacă se laudă, cu alte cuvinte, că a dus societatea pe plus în 2023, vii cu o asemenea motivație, dai oamenii afară fără să ai o decizie a Consiliului de Administrație sau a AGA, fără să-ți anunți forurile superioare, dai aceste decizii de desfacere a contractului individual de muncă contrar tuturor regulilor, contrar legii și așa mai departe, și strici sus și tare că trebuie dați afară. Pe de altă parte, pe Facebook, într-unul din grupurile din Brașov, apare un anunț, Real SRL angajează ingineri, proiectanți în instalații termice, sanitare și așa mai departe. Păi, noi nu mai înțelegem nimic. Ce facem? Dăm afară niște oameni productivi, care pot să producă, pot să aducă plus valoare societății, cu condiția ca managerul să știe să gestioneze acest tip de business, și angajezi proiectanți, care aia să ne fie cu iertare. Nu o să vină pe niște salarii de 4, 5, 6 mii de lei să lucreze la Real. Vor veni pe sume probabil mult mai mari, pe care probabil societatea le va da, dar de unde? Adică tu spui că situația economică financiară a societății este dezastruoasă, nu te consulți cu sindicatul reprezentativ din cadrul societății cu care ai negociat un contract colectiv de muncă, prin care ți-ai asumat o multitudine de obligații față de angajați și față de sindicat. Recunoști prin contractul colectiv de muncă faptul că singurul partener de dialog este sindicatul liber al salariților din cadrul societății Real și tu eviți cu, n-aș vrea să intru în cuvinte dure, eviți în permanență discuția și comunicarea cu sindicatul. Da, domnul Vlado, toată această situație pe care o descrieți este aproape copie la Indigo după ceea ce se întâmplă și la alte instituții din Brașov, Tectronul, Teatrul Sica Alexandrescu și mai sunt și altele. Se pun două întrebări la care aș vrea să ne dați un răspuns, dacă aveți, în 5 minute cât mai avem la dispoziție. În primul rând, acești directori care provoacă toate aceste nereguli și abuzuri pe care le descrieți, în primul rând, fac dovada unui comportament deplasat și o gravă necunoaștere a legislației care guvernează aceste societăți sau instituții care aparțin statului, da? Cum este posibil să se întâmple așa ceva? Iată că se întâmplă, dar mai mult decât atât, cum e posibil ca forul superior tutelar, în cazul de față Consiliul Local, în cazul Teatrului Sica Alexandrescu, de asemenea, primăria ca ordonator principal de credite, la Tectron, la fel, Consiliul Local. Cum este posibil ca toate aceste abuzuri să nu fie observate și să nu fie amendate de cei care ar trebui să supravegheze buna desfășurare a muncii în aceste instituții, respectiv Consiliul Local? Cum oamenii de la primărie sau Consiliul Local au această atitudine de totală pasivitate față de ceea ce se întâmplă în ograda domniilor lor?
Din păcate, ceea ce spuneți dumneavoastră este perfect adevărat. Noi, ca sindicat, am înștiințat Consiliul Local, Consiliul de Administrație, AGA Societății, de nenumăratele nereguli care se săvârșesc în societatea Arial SRL. Inclusiv, și să vă dau un exemplu, apropo de ce spuneați adineori, fostul director general al societății, Jula Solin Nicolae, dumnealui, primele lucruri pe care le făcea, întrebând juriștii, spunea în felul următor: ce se întâmplă dacă nu respectăm legea? Și atunci, domnul grădinar, dacă legea nu sancționează individul, ci sancționează unitatea și o sancționează pe sume mici, ei își permit, pentru că în toate mediile în care circulă dumneavoastră, spun, da, plătește Rialul, plătește Teatrul Sica Alexandrescu, plătește Tectronul. Pe bani plătește Tectronul și Teatrul Sica, dar pe bani publici, evident, banii tuturor contribuabililor. Bineînțeles. Dacă legislația s-ar modifica și ar amenda pe făptuitor, pe cel care a încălcat legea, în speță, ce scuze, directorul general sau persoana responsabilă cu noi, și nu cu 1.000, 2.000, 3.000 de lei, ci dă, domne, acolo o amendă să se audă și cu siguranță altcineva nu mai face. Dar atâta timp cât legea nu sancționează persoana, ci sancționează societatea și pe sume mici, acest tip de oameni, cum să le mai spun, întotdeauna vor face împotriva legii pentru că ei nu sunt sancționați. Bun, dar nu corespunde, legea nu este eficientă în acest sens. Dar atunci, Consiliul Local nu are niciun interes față de ceea ce se întâmplă în instituțiile din subordine? Consiliul Local ar trebui să aibă, evident, un interes asupra ceea ce se întâmplă în subordine, în unitățile din subordine. Dar, din păcate, se pare că sunt cumva legați de mâini. De ce? Pentru că consiliile de administrație au puterea de a lua decizii împotriva conducătorilor. De exemplu, Consiliul de Administrație la Rial, la Tectron și poate chiar și la Teatrul Sica Alexandrescu poate să ia decizia și să spună în felul următor: băi, directorul societății, directorul instituției respective a prejudiciat societatea, evident, în urma unui audit, cu suma de... Consiliul de Administrație pe OUG 109 îi dă dreptul să acționeze în instanță persoana pentru recuperarea prejudiciilor. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, care Consiliul de Administrație? Care este mână-mână cu directorul general? Și care este condus de director? Care este mână-mână cu alți factori decidenți din cadrul primăriilor? Da? Deci e așa o încrengătură și o animozitate din punctul ăsta de vedere. Corect ar fi să fie amendată persoana, da? ITM-ul, de exemplu, în cazul Rial Brașov, nu să vină să amendeze societatea. Nu, domnule, că nu societatea imisionată în actul sindical. O persoană imisionată în actul sindical, dovedit cu documente și cu tot ceea ce trebuie. Atunci, îndreaptă-te ca Inspectoratul Teritorial de Muncă împotriva persoanei. Din păcate, legea spune că se amendează societatea. Și atunci, fiind amenzile mici, 5.000, 10.000 de lei... Spuneți-mi într-un minuțel, ce vă propuneți să faceți în situația în care Consiliul Local nu va lua nicio decizie Vom merge în continuare cu protestele. Suntem dispuși, întotdeauna am spus-o, o spun și voi mai spune în permanență, suntem deschiși la dialog cu o singură condiție: ca interlocutorul nostru să fie deschis la dialog, să nu fie o persoană, cum să spun, încăpățânată și, vezi, doamne, cum v-am mai spus adineori, n-am eu studiile ca să pot să comunic cu doamna director general. Suntem discuși la dialog. Soluția există cu siguranță. Dar dacă nu se dorește, vom merge în continuare în proteste până când se vor rezolva problemele astea. Da, din păcate trebuie să încheiem aici această discuție, care s-a dorit a fi înainte de toate una informativă pentru cetățenii care trăiesc în acest oraș și care, iată, au probleme diverse și de multe ori acestea de muncă nu sunt chiar ușor de trecut cu vederea. Aș vrea să încheiem cu promisiunea că vom reveni cu aceste problematici ale instituțiilor subordonate primăriei și Consiliului Local, dar nu aș vrea să închei înainte de a aminti că istoria ultimelor două secole a născut o sintagmă extrem de cunoscută, care spunea că somnul națiunii naște monștri. Să fim atenți că, de multe ori, monștri există chiar în jurul nostru.
Vă mulțumesc mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitația făcută. Și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ați fost alături de noi. Pe curând!